m-am tot spus că eu iubesc România pentru personajele și poveștile pe care le creează. Un istoric francez privea România ca o zonă depărtată, periferică, la marginea Rusiei. Chiar acolo este, dar în capul nostru, România nu e așezată pe hartă unde e așezată. Suntem într-o zonă în care nu s-a construit temeinic, pentru că nu avea sens. Eu am un copil, evident, nu înțelegeam mare lucru decât că m-am trezit într-un vagon de vite.